Alături de mine, astăzi în conferință de presă, se află doamna Crista Maria, președinte a Organizației de Femei Liberale Dâmbovița și membru în biroul județean, precum și consilier județean din partea Partidului Național Liberal Dâmbovița și domnul deputat Gabriel Plăiașu. Ca teme de discuție, prima temă a domnului Gabriel Plăiașu este aceea a menținerii reducerii la 5% a TVA-ului pentru produsele de bază, hotărâre care este dată de Senatul României, iar doamna Maria Crista va discuta despre un eveniment ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Este vorba de conferința femeilor liberale, unde au avut loc alegeri și există o nouă structură și un nou președinte. Domnul deputat. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă salut și eu și să vă mulțumesc pentru bunăvoința pe care ați manifestat-o venind la conferința noastră de presă. Eu doresc să vă rețin atenția foarte puțin. O să vă introduc într-un material pe care l-am prezentat în cursul acestei săptămâni în ultima ședință de birou permanent județean a Partidului Național Liberal. E vorba de un comunicat de presă. Am gândit că este oportun să vin astăzi în fața dumneavoastră în calitatea de purtător de cuvânt nominalizat de către Partidul Național Liberal al Uniunii Social Liberale, dorind să mențin treaz interesul pentru această alianță în județul Dâmbovița și mânat de dorința de a purta cu presa locală în numele Uniunii Social Liberale unui dialog cât mai des. M-am pus de acord oarecum cu colegul meu, domnul senator Adrian Țuțuianu, ca să anticipez o eventuală întrebare de-a dumneavoastră, să organizăm împreună săptămâna viitoare o conferință de presă sub sigla Uniunii Social Liberale. Dar aș apela la bunăvoința dumneavoastră să mă lăsați să vă spun câteva cuvinte în legătură cu demersul făcut de mine astăzi în această conferință de presă. Am considerat, repet, oportun să aduc în atenția presei locale ceea ce s-a întâmplat în cursul acestei săptămâni la Senatul României, urmarea unei solicitări făcute de către președintele țării, de către domnul Traian Băsescu. După cum bine știți, urmarea unui vot dat în data de 19 octombrie 2010 în Camera Deputaților și pe o problemă de comunicare, așa cum s-a spus la vremea respectivă din partea grupului PDL, eu plastic aș spune că mai degrabă pe o greșeală de direcționarea degetului domnului deputat Mircea Toader, liderul grupului PDL, în Camera Deputaților, propunerea PNL și PSD de reducere la 5% a cotei de TVA pentru produsele de bază a trecut de cameră, după cum bine știți. În momentul în care au constatat că sunt urecheați de la partid, parlamentarii PDL au apelat, și spun și acest lucru în comunicatul de presă, la ultima soluție, soluția magică, Traian Băsescu. Traian Băsescu n-a promulgat legea și a trimis-o spre reexaminare la Senat. Ei bine, în cursul acestei săptămâni și Senatul s-a pronunțat favorabil cu scorul de 53-46 pentru un TVA redus la numai 5% pentru produsele de bază. Ce aș dori eu să remarcați dumneavoastră și o spun și în comunicatul de presă. Vă rog să mă credeți că această măsură nu este o măsură demagogică, nu este o decizie demagogică a Partidului Național Liberal și a Partidului Social Democrat. Este vorba de o măsură pe care o propunem, din multele altele pe care le avem la dispoziție, să arătăm că există mijloace pentru a scoate România din criza economică și financiară. Nu mai putem să ne bazăm în momentul de față pe Emil Boc, de altfel nu o mai facem de foarte mult timp, și venim cu aceste propuneri de reducere de taxe și impozite tocmai din dorința de a găsi soluții pentru o mai bună colectare financiară la nivelul Ministerului Finanțelor și mai mult de atât, este o măsură concretă și nu-mi propun astăzi să intru foarte mult în amănunt pentru a combate evaziunea fiscală, care în această zonă, vă rog să mă credeți, ca membru al Comisiei pentru Agricultură, se regăsește în foarte multe, în foarte multe zone. Este vorba de evaziunea la pâine, evaziunea la lapte,
la ulei și din această cauză cred eu că deficitul bugetar al României suferă în momentul acesta. Vă mulțumesc! Da, eu am să dezvolt un subiect pe care deja colega mea Cornelia Paraschiv l-a anunțat deja, legat de un eveniment petrecut săptămâna trecută, mai bine zis sâmbătă 19 martie, la Palatul Parlamentului, și anume Conferința Națională a Femeilor Liberale. În prezența 1250 de delegate din toată țara, care au reprezentat organizațiile femeilor din fiecare județ, și în prezența doamnei Norica Nicolai, fostă președintă a Organizației Naționale a Femeilor Liberale, s-au desfășurat lucrările acestei conferințe. Au luat parte atât președintele Partidului Național Liberal, care în discursul său a ținut să pună în evidență activitatea cu totul și cu totul de excepție a tuturor femeilor în ceea ce numim program liberal. Și, bineînțeles, lucrările au fost conduse de domnul Mircea Ionescu Chintus, președinte de onoare al Partidului Național Liberal. S-au prezentat programele politice din partea celor două candidate, mai bine zis a doamnei Lucia Varga, care a candidat la această funcție de președinte a ONFL, doamna Lucia Varga, deputat, de profesie inginer, și doamna Svetlana Preoteasa, cele două candidate, doamna este cadru didactic, ambele sunt foști miniștri secretari de stat la Ministerul Mediului, doamna Lucia Varga, respectiv Ministerul Învățământului, doamna Svetlana Preoteasa. A fost interesant pentru noi să audiem, deja ni s-au pus la dispoziție, pentru că ambele candidate s-au deplasat aici la noi în Târgoviște, biroul și toate delegatele care au mers la București au putut să audieze programele politice ale celor două doamne, ofertele practic, și așa că sâmbătă, în cunoștință de cauză, fiecare dintre delegatele noastre și-au putut exprima votul. Nu au plecat cu niciun fel de mandat din partea biroului județean. Fiecare a putut să voteze în funcție de modul cum a apreciat programele politice ale celor două doamne. Respectiv, Femeile Liberale pot ajuta România, programul politic al doamnei Lucia Varga, care de fapt a și câștigat alegerile cu peste 630-660 de voturi, și celălalt program legat de familie și carieră, un apel către doamne, pe care l-a prezentat doamna Svetlana Preoteasa. Aceasta din urmă obținând puțin peste 300 de voturi. Prin urmare, odată aleasă președinta Organizației Naționale a Femeilor Liberale, împreună cu biroul politic pe care l-a anunțat fiecare, considerăm că putem începe o nouă etapă în activitatea noastră politică, bineînțeles, căutând să punem în fapt, să traducem de fapt în acțiunile noastre concrete ceea ce prevede noul regulament, pentru că ni s-a dat și noul regulament de organizare și funcționare a Organizației Femeilor Liberale, și să ne axăm asupra unor activități care să vizeze creșterea forței politice a ONFL, intrarea
femeilor în politică, a femeilor de valoare, care trebuie tot timpul încurajată, stimulată, implicarea lor în viața publică a comunităților din care fac parte, sprijinirea activă a candidaturilor colegelor noastre la alegerile locale și parlamentare, să creștem gradul de profesionalizare al femeilor liberale din politică și administrație și, nu în ultimul rând, să dezvoltăm programe specifice adresate comunităților locale. Deci toate aceste acțiuni care se vor regăsi și în programul nostru de activitate la nivelul județului Dâmbovița au ca scop final întărirea forței politice a Partidului Național Liberal și prin aportul tinerilor, dar și al femeilor. Sigur că și noi avem intenția de a participa și, de ce nu, de a iniția chiar dezbateri publice și mese rotunde, întâlniri regionale periodice, deschiderea unor centre de consiliere, chiar înființarea unui club al elevilor liberali, pentru că deja avem un nucleu și în jurul lui vrem să întărim această structură. Inițierea unor parteneriate de colaborare la nivel național și chiar european printr-un proiect pe care îl vom desfășura în decursul lunii mai-iunie cu tineri provenind, adolescenți din mai multe școli din municipiu și județ, pe proiectul Mai aproape de Europa, cu sprijinul doamnei europarlamentar Norica Nicolai. Dacă dumneavoastră vreți să îmi puneți întrebări punctuale legate de această temă, vă stau la dispoziție. Vreau însă să continui printr-o atenționare mai degrabă din partea Partidului Național Liberal legată de faptul că această politică de protejare a clientelei politice continuă din partea actualei guvernări. Principalii beneficiari ai celor 386 de milioane de RON, aproximativ 90 de milioane de euro, alocate de guvern pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive în mediul rural, au fost unitățile administrative, s-a și spus lucrul acesta și este extrem de evident, aparțin unităților administrative ale PDL-ului și UDMR-ului. Noi vrem să reamintim actualei puteri că oportune nu sunt investițiile în sălile de sport, cum vorbeam și mai devreme și vă dădeam exemplul chiar al Colegiului Național Ienachie Văcărescu și patinoarele construite la de 3 ori prețul lor real de clientela politică a PDL sau drumurile care nu există decât pe hârtiile produse de clientela politică a PDL. Prioritățile și oportunitățile de investiții se stabilesc în funcție de necesitățile zonei respective și nu de politicile clanului Băsescu-Udrea-Boc. Mai mult, guvernul a decis aceste alocări de fonduri exact cu câteva zile, știm cu toții, înainte de moțiunea de cenzură, înainte ca această moțiune, de fapt, să fie supusă la vot. Și avem cu toții informația că senatorul UNEPR Constantin Cibu, pe care toată lumea deja îl recunoaște public, pentru că el însuși a recunoscut în mod public într-o conferință de presă că aceste fonduri sunt folosite ca recompensă pentru parlamentarii care nu votează pentru moțiune. Deci nu este prima dată când guvernul acesta alocă în mod discreționar fonduri autorităților locale. Studiile societății civile, Institutul de Politici Publice, în mod clar, indică faptul că peste 70% dintre primarii care au obținut în ultimii 2 ani bani din fondul de rezervă al guvernului aparțin PDL. Am văzut că la noi au apărut deja din partea reprezentanților a conducerii PDL dezmințiri legate de faptul că aceste fonduri s-au alocat discreționar unor primării aparținând PDL, dar lucrurile stau cu totul altfel. Ați vorbit de alocările discreționare la nivel național, 70% spune IPP.
în județul Dâmbovița. Ultima hotărâre de guvern pe Oghie 7, am întrebat de două ori pe domnul Grozav. Nu mi-a răspuns, nu știa dacă a văzut hotărârea monitorului oficial. Câte primării din alea 4 cu care aveți au primit bani pe hotărârea 192? Una însemnând Grovniții? Nu, nu știu. Nu știu nicio, nu știu. A primit Pietrar pe infrastructură. A, da, uite, era ușor să ghicesc, dar nu m-am concentrat suficient. De ce spuneți asta? De ce spuneți că era ușor? Pentru că domnul primar de la Pietrari este singurul care penetrează prin forța sa de a convinge toate instituțiile, toate Consiliul Județean, tot ceea ce trebuie să convingi pentru a primi bani, știe să negocieze. Deci este un băiat foarte pregătit în arta și în știința negocierii. Și atunci este... Banii s-au dat pentru cei care au făcut proiecte. Da, deci la Gura Ogniței nu există proiecte. Niciun proiect pe Oghie 7. Bun. E, am greșit eu cu Gura Ogniței, da. Nici la BSD? Poftim? Nici la BSD? Nici pe infrastructură, nici bază sportivă, nici la Pucioasa? Eu sunt chiar surprins de faptul că nu s-au dat bani la BSD. Și v-aș ruga să intrați un pic în profunzime ca să vedeți despre ce vreau să vorbesc. Păi nu spuneți-mi, că chiar nu... Las pe colegul dumneavoastră care are... Nu ziceți. Abilității. Nu, chiar nu știu. O, ca să înțelegem. Pentru că sunt lucrări la poduri făcute de firma Procor, de-aia. Și sunt neachitate facturile la BSD. De-aia nu s-au dat bani? Nu s-au dat bani. Nu s-au dat bani. N-ai înțeles formularea mea. Deci chiar sunt surprins că nu s-au dat bani la BSD, dacă doriți, sincer, din partea mea să vă spun. Poate bătea pe rău la ochi. S-au dat destui la primării PSD-iste unde lucra tot aceeași firmă. Era culmea să dea peste tot. Iar iertați-mi ignoranța la Pucioasa, habar n-am dacă e vreun proiect pogheșat. Deci vreau să spun un lucru pe care l-am spus și l-am repetat colegilor mei. În momentul în care te duci să ceri bani de la guvern, fă-ți temele, faceți proiecte. Sunt foarte multe primării, acolo unde primarii trebuie să dovedească că se pricep, să facă documente. Este foarte important. Asta mă întreb. Credeți-mă că primul criteriu ca să te poți duce să negociezi politic este să ai niște proiecte solide și bine fundamentate. Deci, să știți, vă rog să mă credeți. Punctul dumneavoastră de vedere este că banii ăștia nu au ajuns și la primăriile PNL și PSD pentru că n-au avut proiecte sau pentru că sunt de la PSD? Eu am vorbit în dreptul PNL-ului. Deci în dreptul PNL știu foarte precis că la Gura Ogniței, la capitolul proiecte, se stă foarte prost. S-a experimentat și tehnica asta, cum spuneți dumneavoastră, cu proiectul. A fost un primar de la PSD, n-are importanță, nu-i mai dau numele, cu un proiect copia după unul făcut pentru PDL. Făcut o firmă PDL. Și s-a respins. Era primar PSD. Păi, asta e altă discuție. Asta e altă discuție. După care li s-a arătat dovada și ce ai că îți dăm și tine. Oricum, în primar de la Pietrari de la Udat, că a legat așa, dar nu se negocieze, mă zic că nu mai are carnea de șofer. Nu, da. Discutați dumneavoastră reprezentanții opoziției de mult de împărțirea asta banului pe criterii strict politice. Ce-i de făcut în situația asta? Ce-i de făcut prin reprezentanții opoziției în Parlament? Ce-i de făcut prin reprezentanții opoziției în Consiliul Județean, în Consiliul Local? Nu, nici în Consiliul Județean, de când puneți la care să scribați pe domnul Antonescu, da, nu e cu dumneavoastră, dar văd că nu găsiți încă... N-am găsit încă momentul potrivit, pentru că trebuie să te întâlnești, să discuți aceste lucruri înainte de toate. Ori înțeleg, mai bine știe domnul Plăiașu decât mine în orice caz, câte întâlniri s-au făcut la nivelul USL-ului până acum la Dâmbovița. Eu personal am fost invitat o singură dată exact. La semnarea protocolului. Deci, vedeți, nu s-au... Pur și simplu nu au avut loc aceste întâlniri deocamdată. Trebuie stabilite. E foarte bună întrebarea, să știți. Da. Promit să... Chiar să am reacție.
Nu, dar mi se spune, atunci pentru ce construcția asta politică, dacă vă întâlniți doar așa... 10 martie s-a întâmplat. Chiar le propun colegilor mele, care, ca și mine, sunt membri ale biroului județean, în biroul județean, miercuri ridicăm această problemă. Sigur că da. Da. Pentru că cei... Până la urmă, cu președinții care conduc prin protocol această uniune la nivel de județ, trebuie să convoace o asemenea reuniune. Bun, da, eu insist să aflu răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat ieri. Cu privire la împărțirea... Doamnă, realitatea este următoarea și sunt obligat să recunosc acest lucru pentru că vorbesc cifrele, nu pentru că sunt eu lupul moralist. Întotdeauna, în funcție de culoarea... Întotdeauna a fost așa. În perioada Convenției Democratice a fost așa, în perioada PSD 2000-2004 a fost la fel, în 2005-2008, în perioada în care prim-ministru a fost Călin Popescu-Tăriceanu, a fost mult mai subțire alocarea asta de fonduri pe criterii politice, pentru că Partidul Național Liberal avea o susținere de numai 22% în Parlamentul României. Și atunci, neavând o majoritate generoasă, nu puteai să-ți permiți să promovezi fel de fel de documente cu țintă foarte precisă. Acum se întâmplă ce s-a întâmplat și în regimurile politice anterioare. Asta e realitatea. M-ați întrebat ce mecanism legislativ putem să punem la cale. Credeți-mă că în momentul de față e foarte greu să vă dau un răspuns punctual pe această temă. Îmi este foarte greu. Pentru că m-am convins în cariera mea politică de un lucru până acum. Odată cu autonomia locală, care este din ce în ce mai semnificativă și mai bine pusă în valoare, o forță extraordinară o au primarii. Și în momentul în care primarul pune pe zona politicului presiune, nu e cazul PNL Dâmbovița, pentru că așa cum corect a spus colegul dumneavoastră, nu avem decât 4 primari. Celelalte două formațiuni politice care au peste 40 de primari, imaginați-vă ce presiune este pe actul decizional, actul politic, făcut de către cei din administrația locală. Îndreptățit, pentru că ei să duc primarii acolo să facă treabă. Și în momentul în care politicul vine la Parlament și scoate primarul, vino bă să mă scoți deputat sau scoate-mă senator, în mod normal că primarul vine și pune presiune atunci pe zona politicului. Asta e realitatea. Și dacă pune pe biroul județean presiune, de aici în sus, dacă culoarea politică o răspunde, scuzați-mi cacofonia, cu cea de la nivelul guvernului, normal că ajungem la nivel de guvern și se promovează aceste hotărâri de guvern. Asta e realitatea. Da, nu e cazul ultimei hotărâri, dar cele de la sfârșitul decembrie au trecut. Alocarea banilor din fondul de rezervă al primului ministru se face așa pe orice criterii. Nu există acolo niște specificații clare. Caz de urgență, în caz de nu știu ce se întâmplă. Mai sunt, se mai ține cont și de asemenea situații, să știți. Care să ține cont? Că dai banii din fondul de rezervă, au fost vreo trei hotărâri în decembrie, care ăștia și-au dus la baze sportive, la... infrastructura, cheltuieli... Eu acum știți de ce sunt extrem de deschis cu dumneavoastră, da? Pentru că știu ce se va invoca din partea cealaltă. Hotărârea de guvern ultimă a lui Călin Popescu-Tăriceanu din octombrie 2008. Vor invoca faptul că atunci numai trei primării PDL au primit bani în județul Dâmbovița. Și prefer să anticipez eu un pic o reacție a lor, că așa e natural. Colegul dumneavoastră din Uniune, domnul senator Ciucianu, la o convenție de presă anterioară, la Dărmănești, s-a dat bani să construiască o școală nouă în condițiile în care în altă... Astea sunt chestiuni grosolane, deci vă rog să nu... Astea sunt... Dar... La județ, chiar o rog pe doamna, care este și consilier județean, cunoaște mult mai bine... Păi, exemplu cu Dărmăneștiu aș putea să vi-l dau pentru că s-au făcut presiuni pe Dărmănești și în vremea când eram noi la inspectoratul școlar. Deci au fost niște intervenții și la vremea respectivă să meargă banii la Dărmănești pentru că acolo vreau să facă un o școală din aceasta de arte și meserii mult mai bine dotată și
n-a mai, acest proiect a căzut. Văd că între timp s-au gândit să facă o școală nouă, nu să reabiliteze ce aveau. Și merg bani la Dărmănești cu nemiluita și nu se știe până la urmă ce se va alege acolo, că vreau într-o vreme să facă liceu. Era un punct de vedere cu care primăria a presat chiar Ministerul Învățământului la vremea respectivă, că vor să facă, nu, nici vorbă. Păi, fără un studiu de oportunitate nu poți să sper că vei obține bani pentru Dărmănești. Dar să știți că au fost presiuni foarte mari făcute la vremea respectivă, din partea primăriei chiar. Referitor la sumele de bani care au rămas restante de la obiectivele de investiții, astea trebuiau să fie primele achitate de către minister. Trebuiau să meargă cu aceste investiții, da, până la faza finală și, bineînțeles, să și susțină financiar tot ceea ce s-a construit. Însă, din păcate, lucrurile nu s-au petrecut în felul acesta. În condițiile în care era mult mai potrivit să nu începem și alte obiective de investiții până nu le finalizăm pe cele deja începute și care au ajuns în stadiul final. Nu s-au făcut plăți firmelor de construcții foarte multă vreme. Înțeleg că și acum sunt restanțe din vremea respectivă, dar părerea mea este că s-a procedat greșit. Trebuiau finalizate obiectivele începute, fără să mai deschizi alte noi obiective. După aceea au fost câteva școli, din câte am auzit, care au fost închise și școlii care erau reabilitate, puse la punct. De aceea și când a fost dezbaterea legii învățământului, eu am pus această problemă în dezbatere în fața colegilor noștri. Cum se explică virgulă, că în regiunile unde există primarii ai UDMR-ului și în zonele unde UDMR-ul ca populație este consistent și majoritar, să dai voie să funcționeze o școală chiar dacă ai 2, 3, 4 elevi. Și la noi, dacă au scăzut efectivele școlare, pe acest considerent să desființez unitățile școlare respective. S-a mai pus în discuție și școala de la Valea Leurzii și școala de la Măgura. Nu știu acum, de ultimă oră, dar o să stau de vorbă la Consiliul Județean cu colega mea, cu doamna Manolescu, să întreb ce au de gând cu locația respectivă de la Măgura, pentru că și în ea s-au investit niște bani și chiar doresc să cunosc ce se va mai alege de această investiție. Că înțeleg că nu mai sunt copii, deci nu mai sunt efectivele necesare, a dispărut personalitatea juridică a multor școli, au rămas structuri și din structuri au fost desființate. Deci se măsoară cu dublă măsură. Când e vorba despre zonele UDMR, da? Acolo au voie școlile, chiar și pentru 2-3 elevi să funcționeze. În schimb, pentru zonele unde avem de-a face cu copii români, se consideră că unitățile școlare trebuie desființate. Ați spus de câteva exemple, sunt și în județul Dâmbovița școli reabilitate și închise. Și de ce vă întreb? Pentru că comunicat oficial, dacă vă inspectorat, da, nu există nicio școală la nivelul județului închisă reabilitate cu fonduri venite de la guvern, nu neapărat acum, din lungul ultimilor 5 ani, să zic. Valea Leurzii, uitați-vă, este unul dintre examen. Măgura, nu știu ce se întâmplă cu Măgura, eu personal nu știu ce. Ce gândire au dânsii și pentru Măgura? Aveți idee? Știți cineva dintre dumneavoastră? Nu pot să cred că se schimbă destinația clădirii. Asta se face numai cu acordul ministerului. E o problemă întreagă, deci nu e chiar așa. Potrivit... Ei bine, înseamnă că vor obține de la minister o astfel de aprobare, că fără acordul ministerului nu se poate schimba. Trist că n-au ministru la cine să ducă să adreseze. Aia e altceva. Dacă știți, Ministerul Sănătății a dat un ordin și e inclus și județul Dâmbovița în categorie. Da. Astea se vor desfința în spitale vreo 400 de paturi. Și s-a pornit exact cu secțiile externe pe care le-au preluat de la
ochiuri și de la sanatoriu Moroieni. Și de la Titu mai nu. La Titu, păi nu, pe la Titu. O să se facă. Vreau să vă întreb, Consiliul Județean, fiindcă l-ați preluat și ați votat pentru preluarea în spitalul, se poate opune acestei decizii a Ministrului Sănătății? Pe tot vorbează autonomie locală puternică. Deci, apropo de vot, noi am votat împotriva acestei chestiuni. Mă rog, deci, consilierii noștri vorbesc despre noi. Care a fost poziția noastră la vremea respectivă. Deci nu am fost de acord în primul rând. Este un consiliu de administrație, din ce cunosc eu, cu care tu poate purta dialog la nivelul Consiliului Județean, fără discuție. Vis-a-vis de... Deci ce fac Consiliul de Administrație, doamna... Da, mai de-aia încerc să vă răspund cât mai atent la întrebări. Da, de asta am și deschis subiectul. Nu, în ultima vreme nu recunosc sincer. A fost o perioadă în care am discutat, chiar pe marginea acestui subiect. Și de s-a susținut aceste proiecte. Chiar a fost, fost invitată chiar la sediu, să stăm de vorbă. Da. A venit aici la sediu și a prezentat problema. Oamenii nu înțeleg ce se va întâmpla cu bolnavii psihici de la ochiuri. Cei care... Pe mine mă miră altceva, mă scuzați că vă întrerup. Pe marginea acestui subiect, care e destul de fierbinte și în continuare de mare actualitate, de ce nu se organizează o conferință de presă cu o singură temă? Această reformă a spitalului. Păi, județean. Păi, întrebare, da, cei care au decizii acolo, deci, din punctul meu de vedere, când ai o problemă, organizezi o conferință de presă și încerci să te explici. Păi nu, s-a organizat o masă rotundă de către Societatea Academică Română, adică un simulacru de discuție. Corect, a fost așa... Care nici măcar, așa, da? Știi, într-o mare viteză puse problemele, deși acolo erau toți factorii responsabili pentru această... Au deschis gura și au spus exact ce trebuiau să audă ceilalți care au venit de la București. Ca la orice masă rotundă, la inițiativa domnului Sorin Ionuță Sar. Ionuță. Păi sigur. Un comentariu legat de procesul câștigat de domnul Bășceanu. Un comentariu este cel legat într-adevăr de... faptul că Ovidiu Bășeanu a câștigat în instanță acest proces, din păcate nu suntem în posesia unui act să vi-l prezentăm în mod direct, doar dacă ne credeți pe cuvânt că acest act există de adevăratele și că așteptăm să fie repus pe funcție. Deci, crezul vă credem că există pe site-ul un alt curs de casație și nu, am avut... Tocmai. Privilegiul să meargă umăr la umăr cu domnul profesor Bășceanu la Înalta Curte de Casație să ridicăm certificatul de grefă. Pe data de 9 martie, ultima cale de atac a Ministerului Educației, decizia a fost irevocabilă în favoarea domnului profesor Ovidiu Bășceanu de repunere imediată pe post. Vreau să vă spun că săptămâna viitoare intenționez să fac o interpelare în Parlamentul României adresată Ministrului Educației, domnul ministru Funeriu. O întrebare extrem de simplă și de concisă. Care este data în care va semna decizia de repunere pe post? Pentru că știți foarte bine cu toții cum lucrează o decizie irevocabilă în altei curți. Și noi, la partid, am mai avut asemenea exemple, colegi de-ai noștri repuși în funcții ca urmare că și-au găsit dreptatea la instanță. Un comentariu din partea doamnei Cornelia Paraschiv cu privire la ce s-a întâmplat la ședința de Consiliu Municipal. Grupul și a făcut o propunere, Nu, nici n-am fost luat în seama, să spun așa. Într-adevăr, ședința de ieri a fost o ședință mai deosebită, să spun așa. Pe ordinea de zi, ultimul punct, punctul numărul 5, am avut de acordat tichete pentru pensionarii cu o pensie sub 800 de RON. Este vorba despre un tichet în valoare de 100 de RON, tichet care executivul a venit cu propunerea să se acorde semestrial. Am întrebat mai întâi câți pensionari sunt. Am înțeles că sunt aproximativ 9300 de pensionari care au o pensie sub 100 de RON. Bineînțeles, ne-a bucurat faptul că pentru prima oară executivul vine cu o propunere de binefacere asupra acestei clase.
comentariu domnului Boriga, la un moment dat mi s-a părut suspect, spunând că este singurul care a făcut ceva de genul ăsta. Să nu uităm că guvernul tăriceanu este cel care, în momentul în care ne aflam la guvernare, a fost singurul care a mărit substanțial pensiile, urmând ca această guvernare din ultimii 2 ani să facă tocmai invers. Propunerea USL-ului, care a fost discutată înainte de ședință, am zis, dacă tot îi ajutăm, haideți să nu le dăm doar 100 de ron. A fost chiar un comentariu malițios, să spun așa, un pic al domnului Dănciulescu, în sensul că Partidul Democrat Liberal este obișnuit cu suma de 50 de ron, de 100 de ron, pentru a cumpăra o anumită clasă. Asta... Democrat Liber. Nu, al domnului Dănciulescu. Că Partidul Democrat Liberal face lucruri din astea. Da, da, exact, pentru a face astfel de lucruri. Iar Partidul Social împreună cu Partidul Național Liberal a considerat că nu este un efort atât de mare financiar pentru a lua fie bani dintr-o parte a bugetului, să spunem despre investițiile din fotbal, unde suntem totuși în divizia D și unde am înțeles că se vor aloca anumite sume de bani potrivit bugetului și puteam să-l dăm către acești pensionari, adică să dăm un cupon de 100 de ron la trimestru. Această propunere a fost făcută de Silviu Tănase, în sensul că care este efortul financiar? Efortul financiar nu ar fi fost foarte mare, iar domnul primar Boriga a replicat spunând că nu, aceasta este oferta pe care executivul o face, o ofertă care nu este de discutat. S-a supus la vot propunerea USL-ului, propunere care a avut doar 7 voturi din partea celor care au inițiat-o, iar propunerea Partidului Democrat Liberal a trecut. Noi ne-am uitat în modul în care au votat Partidul Democrat Liberal la propunerea USL-ului și a fost foarte hilar, pentru că li se șoptea celorlalți să nu voteze împotrivă, ci să se abțină, pentru imaginea care ar fi creat-o că sunt împotriva pensionarilor. Uh-huh. Oricum, din punctul meu de vedere, nu știu dacă este într-adevăr o pomană electorală sau nu, dar consider că pensionarii într-adevăr au nevoie de așa ceva și poate că nu trebuia să ne gândim atât la aceste etichete, cât poate și la taxa de habitat, cât și la alte scutiri care puteau să le facă de-a lungul timpului și chiar și acum în al 12-lea ceas. Și totuși, cum caracterizați acest comportament al primarului Gabriel Nu vrea să discute, nu este deschis dialogului? Este simplu. De fiecare dată în momentul în care noi încercăm să facem, să aducem o inițiativă, ne spune un fel următor. Populația ne-a vrut. Populația ne-a votat. Vă împotriviți dorinței populației. Dar cred că populația ce a făcut acum 3 ani nu mai are aceeași părere ca în momentul actual. Probabil domnul Boriga și Partidul Democrat nu au văzut ultimele sondaje sau probabil nu au mai ieșit pe stradă să vorbească cu unul cu altul. Deci în permanență acest lucru ni se pune în față și având în vedere că 75% este al Consiliului, nu prea avem ce face în afară de a încerca o oportunitate numai verbală și punct. Ați discutat despre raportul Curții de Conturi? Partidul Ilicească veți să discuta. Nu, eu propun ordinea de zi. Eventual... Nu, n-am avut ordinea de zi. Nu. Care mai este situația la Cucioasa? Dar miercuri la municipiu n-au discutat lucrul ăsta? La conferința de presă? Nu. Vorbeam de situația de la Cucioasa, unde primarul nu se înțelege foarte bine cu consilierii locale în Partidul Social Democrat. Ce se mai întâmplă acolo? La Pucioasa este exact aceeași situație pe care o cunoașteți, nu s-a întâmplat nimic între timp. Chiar am stat de vorbă cu domnul primar Dănuț Vădău și se văita că nu s-a schimbat nimic în această relație, din potrivă se află, am înțeles, cu foarte multe probleme în instanță, așteaptă să îi se dea răspuns pe calea aceasta juridică. A fost întrebat și, cum ne-ați întrebat și
dumneavoastră pe noi ce avem de gând să facem cu viceprimarii când majoritatea este cea care s-a stabilit că va schimba viceprimarii, nu a luat nicio inițiativă în sensul acesta, pentru că și dânsul ca și noi vă spunem același lucru, nu au avut loc întâlniri foarte clare între părți ca să se pună de acord și chiar să treacă realmente la tablă. Nu. Sigur că da. Cum să nu? Dar trebuie să ne punem de acord în sensul că, hai domnule, trebuie să fixăm o dată de care să ne ținem la modul serios. Da? Nu, că înțeleg că a avut loc o întâlnire, Gabi, că tu ești purtător de cuvânt, vă rog, SL-ul. La asta aveți o preferință pentru șefia de legi, alegerile din mai? Da, Emil Buc. Pentru că? Răspuns precis. Pentru continuitate. Pentru că îmi doresc un președinte slav la PDL, da. Așa cum la un moment dat, când mi s-a pus o întrebare, am spus, mi-l doresc pe Mircea Geană. Același răspuns corect l-am dat și atunci îl dau și așa. E bine? Nu, la PSD. Da. Dar era altul context atunci. Precizez și lucrul ăsta. Legat de... N-am vrut să intervin pentru că înțeleg că întrebarea era adresată doamnei profesoare. Legat de întâlnirile care și eu cred că trebuie ținute într-un anumit ritm la nivelul USL. Nu pot să nu fiu solidar cu colegii mei, am greșit din această cauză, că n-am făcut aceste întâlniri, din această cauză am propus colegilor mele miercuri ședința de birou permanent județean la PNL să supunem atenției președintelui organizației noastre această realitate. În al doilea rând, ce pot să fac eu în mod direct, dar nu mă pot substitui autorității biroului județean al PNL luni, când mă voi vedea la Parlament cu domnul președinte Stan, am să transmit această dorință. Apăs pe faptul că, într-adevăr, suntem cotă egală în cadrul protocolului cu Partidul Social Democrat Dâmbovița și că avem și noi obligația în situația în care constatăm că ne întâlnim destul de rar și acest lucru se pare că e real, să solicităm o întâlnire. După comportament sunteți cam stingher de asta. Și să nu vă întâlniți degeaba. Cine este stingher? Feminiștii în USL-ul ăsta. Deci ar trebui și mai ascultăm. Haideți să folosim un cuvânt mai mare, așa, poate mai timiți puțin și da. Cred că ar trebui să fim un pic mai și mai cu seama că vă întâlniți pragmatici. Da. Interesant, chiar ați putea mai ascultăm. Chiar am să fac lucrul acesta luni, ori cu domnul Stan, ori cu domnul Ana, sigur o să ne vedem. Mai cam stingheră, nu? Că liberali sau... Nu, ai păcat să-și fie avem. Nu ați intrat în memoria colectivă deloc uniunea asta. Probabil că trebuie să producem și noi un eveniment marca Pepe Zăvoranu ca să intrăm în memoria colectivă mai bine. O să ne gândim și la treaba asta, că se pare că asta rămâne în memoria colectivă în general. Îmi pare rău. Îmi pare rău, din păcate. Se pare că agenda publică e ocupată mai mult cu acest subiect decât cu... Am reținut și această sugestie. Miercuri o să-l rugăm pe domnul Bădău ca vinerea viitoare să fie prezent la conferința de presă. Da. Până la urmă, instanța i-a dat dreptate apropo de taxa de habitat. Deci domnul Bădău a rămas în memoria colectivă. Nimeni credea și toată lumea râdea. Da. Dar încet și cu răbdare toate problemele se vor rezolva. E vorba de orgolii personale, pici pe colea. Are de 2000 de ani, domnule. Poftim? De 2000 de ani tot răbdă. Da, avem o viață, trebuie să recunoaștem, interesant.